Prun Topend Plus de la Pomicola Borș, plantat în 2020. Da, 2020. După tăierile de formare din de anul trecut din vară, acum trebuie să vedem cum îl conduce pe mai departe. Eu mi-am ales o corană tip vas ameliorat sau vas întârziat, mai bine zis, cu aceste două șarpante, una, două aici jos și încă una aici sus. Acum, ce avem de făcut? Trebuie să continuăm construcția pe șarpante și aici la prima șarpantă avem prima ramură de semischelet pe care trebuie să o subordonăm. Deci asta trebuie să o subordonăm capătului șarpantei, adică o tăiem un pic mai scurt. Ok. Și capătul șarpantei îl mai tem și pe ăsta superficial. La șarpanta numărul 2 la fel. O creștere pe dedesubt pe aici pe care o îndepărtăm. Aici avem capul vechi a șarpantei, da, nu ne mai trebuie. Iar aici la capăt tăiem concurentul și prospătăm un pic, tăiem superficial capătul șarpantei. Ok. Pe cea de-a treia șarpantă avem o creștere la interior pe care o eliminăm. Avem o ramură mai groasă, aproape mai mult de o treime din șarpanta noastră. Și putem așa, fie să deviem aici și să facem un vas mai deschis, dar este foarte aplecat în partea asta, vedeți, noastră, deci numai cum stau eu, doar pe partea stângă, așa, pe dreapta mai nimic nu avem și atunci mergem pe ideea de 120 de grade, de șarpantele să fie între ele dispuse la 120 de grade, renunțăm cu cep la asta. Și fiindcă s-a dus prea sus asta și nu are o creștere care să ne continue în lateral șarpanta noastră, o aducem și pe ea un pic mai jos la nivelul celorlalte șarpante. Căutăm, bineînțeles, un mugure în direcția dorită. Ia să vedem. Da, ar fi aici. Să tăiem. Și cam asta ar fi tăile de formare din acest an. Șarpantele astea două sunt plecate bine. Mai avem aici de construit pe cea de-a treia șarpantă. Mulțumesc!